Cum sunteți asigurați cu cadre tinere, fiindcă avem aici în preajmă niște tineri de la Școala Profesională Tehnică, care vor fi viitorii mecanizatori și în agricultură, și ce ați vrea să le spuneți lor? În privința cadrelor vreau să spun că suntem aprovizionați foarte, foarte slab. Noi lucrăm la ziua de azi, chiar eu, singur pensionier de vreo 3 ani de zile și deși că nu avem cadre, sunt nevoiți. Și mamă, un fiu, eu tot dispune de vreo 50 de hectare de teren și lucrează cu mine și restul am acolo 4-5 oameni angajați legal și datorită lor îi mai luăm și la o semănătoare și la alimentația semănătorilor cu semințe, cu una, cu alta, dar tineret nu-i. Azi, la ziua de azi, nu se oprește tineretul în țară, de atâta că în privința economiei nu sunt stimulați, slab de tăci și nici nu se atrag tineretul cu leafa asta de la noi, aici în agricultură. Mă numesc Enerean Silvian. Ne-am suit, am făcut cu tractor. Tractoristul ne-a învățat, ne-a lămurit, ne-a arătat cum e ca când se dăm în jos. A fost bine, ne-a plăcut, da, cum să spun. Iată și am ales profesia asta. O să aveți practică de genul ăsta, o să învățați sau deocamdată teoria învățați? Deocamdată învățăm teoria, dar ieșim și pe afară și ne arată plugul, semănătoarea, toate astea. Și cum ne spun, în luna mai, până în iunie, să avem practica în satele unde suntem noi. A să ne învieță cum să facem. Și un tractorist bun. Așa. Mă numesc Zibliuc Ion. Am fost pe semănătoarea. Prima dată văd așa semănătoare nouă. Mi-a plăcut, impresiile sunt interesante.